capul un pic în afară asta. A, faci și tu capul mai... E prea înalt! Faci și tu capul mai puțin înalt. Lasă că stă băi. Păi da, faci că după aia trebuie să fii cu vorba, știi? Yeah. Trebuie un pic stai, mai... Staful tehnic să ne dea... Să stau numai jos. Exact. Să ne dea... Staful tehnic. Puțin. Este ăla, fii atât. Ăla. Ăla de acolo. Nu! Sus! Ăla e de sus. Nu, ăla e jos. Sus. Nu. Așa, atât. Po, stai, stai, stai bă drept. Stai gata, nu, stai, asta stai. E, mă, ce-i? Stai, dă-l puțin mai jos. Bărățean, așa cum era. Da, stai, dă-l, dă-l puțin mai jos. Asta e ok. Atât, po. Păi acum stai iar drept. Nu, nu, mai puțin mai sus. Păi da, da, o să stea. Atât, atât. Pentru că ei trebuie să vorbesc așa microfon și cam așa cred că stau. Ma. Se aude la... Cum era? La un proces în state s-a dus în judecător. Auzi, bă, dacă tot ne apucarăm, fă-ne și camera elaltă. Că e o jumătate de metru de perete lângă Cosmin și eu sunt jumate pe afară din cameră. În păi n-ai, mă, n-ai cadru. Cum. Lasă așa că este calculat. Oricum, păi stai că vă să... că ăsta altul știe să calculeze mai bine. N-auzi, mă, că o să stăm împreună în zi. Asta cu... Da, păi n-avem cum, că e pusă... Mai... Așa. Op, op, stai, stai să vedem acum. Aha, hai că e mai ok acum. Gata. E bine așa. Eu îmi dau seama de... Da, păi nu, că e mai ciudat. Nu, e bine, e bine, oricum e mai bine așa. E ok, ok. E staful tehnic. Staff. Staff. Hai, începem. Hai. Hai. Gata. Începeți. Salutare, dragi urmăritori. Da, 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 bine. Bine v-am regăsit la o nouă prezentare. Nu, glumesc. A, fac eu intro. Mm-hmm. Da. Stai că m-am dezobișnuit de acest microfon. Cu ocazia încălzirii prea mult a vremii de afară și având o motocicletă la test pe care o veți vedea pe canal sau ați văzut-o deja, nu știu când apare filmarea. Deci pe Vlad face dita mai intru. Nu, că nu durează o oră. Face o oră! Vlad, îi plictisești pe toți. Deci astăzi vorbim despre Duster. Trebuie înainte da, e, Duster. Exact. Dar trebuie din Duster titlu. Primul. Dacă da. E gal. Oricum au văzut din titlu. Niște mărșavi care fac niște vizualizări. Niște mărșavi, aia tăiai sars gârbavnicul, cum era, le topisețul da. Țării. Da, și am zis să vin și eu până câteva județe mai în dreapta, că tot întreabă lumea prin filmări, unde e colegii, unde e cutare și cutare. La Craiova. Așa. Și uite, colegii mei chiar au găsit un format mișto și vreau să-i apreciez pentru asta, adică configuratorul pentru popor, cum ar veni, biblioteca pentru toți, cum era editura aia. Pentru că de multe ori voi ce vedeți în filmări, chiar și la noi recunosc chestia asta, sunt niște mașini care sunt foarte bine echipate. Și poate nu sunt configurațiile pe care în mod normal le cumpără cineva, cel puțin din experiența mea umilă cu mașinile astea noi. Am observat că majoritatea sunt configurate mai modest, că lumea caută oferte, preț. Evident că dacă te duci la un vârf de gamă, premium și așa, o să pui multe dotări. Dar la o mașină normală, cum e o Dacia, de exemplu, nu știu dacă cumpără toată lumea full de full, cum se zice. Și ceea ce au făcut ei cu configuratorul acela de Duster mi s-a părut Logan. Reușit, sau Logan, ce era. Nu, că acum facem Duster, corect, da. Mi se pare concret că vezi exact cât costă niște chestii, mai ales că dacă și site-ul e bine făcut, cum mi s-a părut ăsta de la Dacia, care a fost renovat recent, ca să spun așa, îți dă, am observat o chestie, că avea preț individual pe fiecare opțiune când adăugai, aveai cât de cât niște repere. Uh-huh. Și acum mulți merg pe clickbait, că așa e YouTube-ul și... Dar nu e clickbait. Nu, nu mă refer la ce e aici. Zic în general că atunci când vezi pentru doar nu știu cât noua mașină și de fapt aia n-are nicio echipare sau când spun vor să pună în lumină proastă o mașină, cum să-ți iei ăla? Că e 20 și nu știu cât de mii de euro. O configurație probabil pe care nu o cumpără nimeni. Așa că iată-ne în fața configuratorului Dacia. Configurator și o să încercăm să configurăm toate brandurile, deci nu ne limităm la Dacia. Doar că Dacia... Tocmai a ieșit nou Duster, de ce să nu-l facem? Exact, a ieșit nou Duster, este de interes, nu putem a fi acuzați că dorim să facem vizualizări, asta ar fi culmea, dar la un moment dat ajungem și la mașini care nu o să fie de foarte mare interes pentru publicul larg. Începem cu astea, facem cunoscut formatul, pe urmă o să-l așezăm așa cum probabil este și normal. Eu personal am cerut la... câteva reprezentanțe cu care am interacționat, fișe PDF cu
configurații din astea de... Mai multe echipări ale aceluiași model de mașină, ca să vedem diferențele, că de multe ori, uite și aici, uitându-mă pe site, începe de la 14.000 și se duce până pe la vreo 18.000, adică dacă stai să te gândești, sunt mulți bani raportat la preț. Da, iar astăzi o să facem așa, o să vedem ce conține pachetul esențial, care este cel mai... Bă, dar avea pachetul acces. Ce s-a întâmplat cu pachetul acces? Știne cineva? Pe fază că ăsta e facelift-ul, mă gândesc că poate au redesenat un pic. Da. Deci, avem totuși, așa. Cred că entry level de la cel mai cel nu îl ia, nu știu, îl iau poate flotele. Da. Dar sigur o să vrea lumea mai o navi, mai o climă, chestii și automat saltă. Am văzut o chestie, mi-a zis cineva de la o reprezentanță, faptul că de multe ori marketingul pe care îl fac ei e corect principial, doar că trebuie să te uiți atent la ofertă, în sensul că spune mașina cu tare, prețul X. Dar este una din variante. Nu e începând de la sau... Adică cumva ți-ți induce... E cârligul. Prin genul ăla de mesaj te atrage să intri pe site. Unde mai departe, evident că tu vei cumpăra alte echipări decât respectivele mașini. Bun, deci avem pachetul esențial care începe de la 14.050 de euro. Avem pachetul confort de la 15.100 de euro. Avem SL Blue Line de la 15.900. Și avem și aici pachetul Prestige, care a fost pachetul cel mai dotat. De cu motorul ăla de 1.5, probabil. 1.3 turbo. Care începe de la 18.400 de euro. Nu știu ce sunt aici. Probabil aici... Ăsta cred că e în plus față de ce era este înainte. În plus față de ce era, da. Prima e mașină. Prima e mașină. Scrie mașină. Nu, bă, trebuie să le vedem și să comparăm versiuni. Vreau să vă amintesc că buna noastră tradiție nici nu am... nu, cineva s-a uitat. Cezar, tu te-ai uitat. Eu m-am uitat, am downloadat o broșură, are 28 de pagini pline de poze și am scos la imprimantă 5 pagini pentru care conțin esențialul. Pentru că eu nu-mi permit să imprim 28 de pagini. Mai ales cu poze. Se uzează toner. Imprimantă pe gaz? Mor pinguinii, nu e bine. Nu. E imprimantă pe gaz? Nu, e imprimantă pe laser și se umple cu tuș din ăla la kill, știi? Da, da, da. Am o întâmplare ca eu să cu un tuș din ăla. Eu lucram la corporația cu 3 litere și erau niște pași pe tonerul ăla. Scria ca semnul Stefanel, dacă mai țineți minte. Era gen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și pașii erau evident. Uită-te la recipient... Agită-l, scoate dopul și înșurubează. Doar că i-am făcut, uite-te, desfă dopul și înșurubează. Și am vărsat pe client, pe mine, s-a făcut negru tot acolo. Minus 3 ani în viață. Bun. Împărtășește din experiența ta cu site-ul Dacia, Cezar, te rugăm. Deocamdată, de prima oară a fost mai greu, acum încep să meargă puțin mai bine. Uh-huh. Am fost un pic... mi s-a părut un pic ciudat că nu intră pe pagină, deci dacă vă uitați, o să vedeți că primele trei variante sunt aici și următoarea e aia mai scumpă, e în dreapta, nici n-a mai avut loc pe pagină, știi? Practic. Așa? Păi hai să facem cum vreți să facem. Păi fă de la cea mai ieftină la cea mai scumpă, cum am făcut data trecută. A, și vedem diferențele. Să vedem diferențele, păi da. Deci ăsta este esențialul, da? Ce motor alegem? Motor, vezi dacă e cu gaz. Ne dă cu gaz, uite, nu ne dă. Uite că care diesel. Ne dă de la cu motorină și nu, cu patru... Nu, gazul e la echipările de mijloc, scrie acolo, disponibil și cu GPL. Stați puțin. Domnul Vlad, ia zi, care ar fi cel mai fiabil, pe care motor l-ai alege dintre astea trei? După bă, tine, dacă ar fi să mă gândesc ca la lung, așa, eu zic că DCI-ul de 1.5 e probat și răsprobat, are și 4 cilindri, există și softuri pentru el în viitor și ăsta de 90 de cai fiind 3 cilindri e puțin mai nou, deși el derivă dintr-unul mai vechi, dar știți cum e, lumea are 3 cilindrofobie și cred că totuși pe o mașină din asta mai masivă se potrivește mai bine dieselul ăsta. Pe un Sandero care e mai ușor, mai mic, am condus și noi că l-am filmat, mi s-a părut decent. 100G-ul ăla de, cu GPL, dar cred că... Deci ăsta din mijloc? Nu, pune-l cu 4x4.
Spune că zici că dacă, dacă ești că ții da, Dacia, că adevărul că da, Duster, vrei că de asta cam îl iei. Da, vrei să ții la unul. Ce rost are să ții fără 4x4? Ba, mâncă 3000. Așa, și pune la Prestige, același motor. Faza e că nu e niciunul cu gaz aici, dacă, nu știu cum facem, dacă vreți neapărat să... Nu, păi nu e că la nu cu gaz, nu e fără. Ok, mai bine comparăm exact același, același motor, ca să fie relevant. Da. Băi, dar fii atent, deci a sărit de la 14.000, nu știu, că la 17.700. Păi, îți dai seama că 4x4... Păi nu, dar cred că e 4x4 plus motorul. 4x4 plus motorul, da. Și dacă mai aveți și cutia automată opțional, încă niște bani. Deci, practic, configuratorul nu este de la 14.000 la 18.000, de la 18.000 la 21.000. E normal. Adică, na. Că nu o să-și ia nimeni Duster cu motor în 3 cilindri de 90 de cai. Nu cred. Bun, hai să așa, vedem numai diferențele. Bă, până acum, sincer, deci dacă vrei strict o bază, ca mașină de... Bă, este decent. E prețul. Decent, adică deci... gândește-te că la orice competiție e de destul de chinuială să găsești un motor și diesel și 4x4 în banii ăștia. Uh-huh. Adică ori găsești față, ori cutie manuală, nu știu, ceva, niște compromisuri. Chiar ce concurență ar avea în acest preț, un preț de pornire? Bine, la un moment dat, adică sigur o să facem și acest, o să luăm un Duster și o să încercăm să-i găsim eventualul concurent real. Concurent real, eu zic că ar fi odată, dar problema e că unele sunt mai mici. Deci dacă te uiți pe preț, ar fi ăsta Kona, Kia Stonic, poate Sanion? Cu indulgență un Sanion cu clar. Kona e mică, mă. E mai mică, dar zic că gen suvulică. Păi, da, mai curând e. Să zic că e cu Sandero, dar e vorba de bani. Deci dacă te referi la preț. Și-a luat un amic acum, a comandat Kona cu de toate. Uh-huh. 18.100 fără Rabla, că a zis că nu vrea să aștepte 6 luni să dosar și toate alea. Pe urmă ar mai fi Jeep-ul Renegade, care vine cu 1.0 turbo de 120 de cai parcă. Fie are aceste. Și 4x4 și ăla e cam 20.000 la ofertă, dar vine și cu niște chestii în plus, adică are display-uri înăuntru și așa mai departe. L-am văzut personal în reprezentanță și de-aia mi se pare ok. Pe urmă, cu indulgență poate un T-Roc, dar nu știu dacă îl iei la banii ăștia sau dacă îl iei foarte slab echipat, tot așa cam pe la 20.000 îl găsești. Ar mai fi... Tivoli? Da, ar fi Tivoli, clar, că deci la banii ăla e 14.800, 14.900, parcă la del filmasem noi. Uh-huh. Și era cu 4x4? Că nu era cu 4x4, numai că avea 163 de cai benzină și dacă mai era încă 1.500, ăla full cu de toate era 20.000, cam așa. Și 4x4 și de unde pleacă Dacia? Da, adică până la urmă... Hai să cam vedem pe acolo, că, știi, da. Exact. Dar are competiție și Vitara. Vitara și Vitara și e important că au zis mai mulți, ăsta e prețul fără reducerea... fără Rabla și eventual discount și de dealer. Eventual, da. Din câte am înțeles, Renault nu prea oferă mare discount. Mă rog, cel puțin așa am înțeles-o. Dacă oferă, să ne spunem și nouă. Deci dacă cineva și-a configurat da, să ne zică concret, timp, să ne zică concret cât, cât au avut... a primit. Nu știu, am înțeles că ar fi la modul... Câteva sute de euro, 500 de euro, nu mii reducerea de euro. Reducerea de dealer, de dealer nu Rabla, da. Bun. Haideți să trecem la diferențe. Banchetă spate rabatabilă, 1-1. Deci asta ăsta nu l-are. Deci ăsta da, mă, da, adică ai altă, aia șmecheră, aia că am învățat eu să citesc ia, aici. Ia, ia zi, dacă deci, ai învățat. Uite, aia șmecheră, mi s-a mânat mouse-ul. Placa da, rozetă, hai. Da, deci vrea să zică că deci ce, să spun autor. Exact, ce e cu bifă conține, ce e cu X nu conține. Practic zice că la cel de săraci avem bancheta rabatabilă numai într-o bucată și o să vedem mai jos că la cel scump avem bancheta rabatabilă fracționat. Acum, întrebarea mea este cu comanda asta de reciclare aer. Întrebarea mea este, oare și la Duster îți dă Duster fără aceu? Păi să la vedem. Varianta de săraci. Rămâneți în continuare. Rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi și o să vedem până la final. Ah, și la final nu uitați, o să configurăm cel mai scump Duster, dar nu configurat așa în bajocură. Da, nu, cam ceva să poți păi și asta să dacă dai pe ea se șterge sau e doar un indicator? Nu, mă. Deci înseamnă că varianta că, nu, scumpă că ai și de-asta și nu de-asta, are. Da, e aici varianta de, scumpă da. Nu are, varianta ieftină are. Știi? Păi și aia scumpă nu are? Asta scumpă nu are pentru că asta scumpă are 4 geamuri. De zice. La cea ieftină are geamuri manuale de spate înțeles, și electrice da, corect, de față, da. Iar la cea scumpă o să găsim mai jos da, 4 geamuri electrice. Înțeles, da, știi, așa e făcută, e un pic mai na.
Dar și nu, ne-a fost foarte greu place, prima oară. Adică nu trebuie să intri în nu știu câte submeniuri să vezi concret astea cât costă, știi? Da, da, uite, vezi. Uite, da, aer condiționat nu are, da. Deci nu are. Deci fii atent, deci Duster-ul la... Deci te duci la mare așa? Deci Duster-ul de la 17.700, bă, 17.700, da? Îți vinde mașină fără aer condiționat în 2021. Apropo, oare ăsta din poză este noul Duster sau Duster-ul vechi? Arată oricum, că arată la fel. Hai că deci vorbim. Nu... Diferențele na. Dintre facelift și... La sfârșit. Trebuie să-i ținem la sfârșit. Da. Să se uite la reclame până la sfârșit. Da. Așa. Na. Bă, scaune față uite, încălzit. Uite, scaune singur, la ăsta scump. Da, la ăsta scump ce înseamnă? Hai să aducem aminte, că eu totuși... Ăsta scump înseamnă prestijul care așa. E de la 20.500. A, e de la? De la 20.500. Mie mi-e frică când aud prețul cu de la, mă. De la. Așa. Uite, vezi, bagheta rabatabilă fracționat este la cel scump și nu e la cel ieftin. Aer condiționat monozo... A, uite, îți dă climă. Vezi, îți dă climă monozonă de fabrică. Băi, vrei să zic, scump? E conceput astfel încât să te forțeze, între ghilimele, să-l cumperi pe ăla de 20.000. Adică pentru 3.000 te gândești, uite cât te primești în plus. Și cred că așa e. Poate vreau că nu e dublu preț. Nu este, exact. Adică eu nu cred că ia nimeni alea de bază. Păi nici eu nu cred că se vând... Poate firme, poate... Că deja nu știu cu ce lume vorbesc eu prin mesaje, că mă întreabă ce mașină să-mi iau și eu. Cam toți, adică dacă au buget de 10-12 mii, clar că se uită la mașini entry level mici, de pizar. Dacă vrei ceva mai normal, automat bugetezi un, nu știu, 15-17 mii, cam așa, și cuplat și cu reducerea rabla și toate alea. Mm-hmm. Adică eu nu cred că ar lua cineva fără aer sau... Nu, nu mai știi ceva, ce numai zici, dacă ar veni cineva să spună vreau și eu un Duster de ăla, cum e pe afiș, cu 14.000 sau cât n-ai băie ăla, cel mai ieftin. Pe stoc, da. Aveți pe stoc, avem pe stoc, gata, vreau să-l cumpăr. Și când ajunge omul acasă, vrea să dea drumul la aer, zice, dar aerul condiționat nu merge. Păi nu, că n-aveți. Păi cum n-am, că am cumpărat în 2021 mașină. Nu are. Așa. Dar ăsta ce e card de demaraj? Zice, card de acces slash demaraj. Cum e demaraj? Am mai avut discuția asta. Cu demaraj? Demaraj? Demaraj, ce e ăsta? Păi nu știu ce... Păi adică pornire. Bă, e posibil ca oamenii să fie niște IT-și, să fi tradus niște lucruri. A, din altă limbă, da. Demaraj nu înțeleg, decât că zi astea cu... De să da, keyless entry, keyless go, da. La meniu, la restaurant. Pomana porcului, pic charity. Așa. Să trecem mai departe la design, că aici e important. Așa, da, oglinzi negre, design, jante mașină de oțel și toate alea pe varianta de săraci. Da, oglinzile negre, bările negre. Hai să le zicem. Unde aveți așa oglinzi negre, e sigur, deci când vedeți vreo mașină cu oglinzile negre nevopsite, aia e varianta de săraci. Și clanțele, știți. Da. Și da, clanțele, bările. Plastic negru, ăla, bări, de toate, astea sunt varianta aia mai de low cost. Așa? Și noir Maldiv. Sună mișto astea. Risotto porcini. Exact. Bă, nu mai avem pachetul de design Argeș. Deci ăla o să-i simțim lipsa. Argeș. Așa scrie la Logan, așa scrie. Pachet de design Argeș. Da. Și echiparea de CNO sau ceva. Bă, așa, eu din aia... N-am văzut așa ceva. S-a pachetul ăla. Mă, tu cu tâmpenia asta cu Noir Maldiv, o citeai de acolo? Bă, eu cred că e inventat și tu. Eu te și-au scris Noir Maldiv. Am auzit că sunt ce lumea Maldive, că e la modă acum. Eu cred că, da. Eu cred că mai curând a rezonat cu Andive lumea. Așa, Andive de la de porc. Sau ce? Fructe așa. De porc. Da, fructe de porc, așa. Da, și la cea scumpă avem retrovizoarele cromate. Da, zice, uite, oglindă exterioară, de givrante, adică... Da, avem încălzite. Și, nu, că normal era, cred că, de givrate. A, de givrate? Da, de givrante, că te-ar dezgheța pe tine, nu că se dezgheață singure, da, mă rog. Așa? Da. Uite, bă, oglinzi încălzite pe Duster, vezi? Păi și ar fi mișto să pună barele alea pe toate, cum are Duster-ul, nu Duster ăsta, Sandero. Alea de le pui și de la tu. A, de poți să te întorci invers, da, sunt mișto. Te salvează de 100 de europeni. Da, da. Mă, nu e vorba de 100 de euro, e vorba că poate nu le ai la tine. Da. Deci chiar dacă le cumperi, zici, da, bă, ce fac, le țin acasă când îmi trebuie, nu le am. Așa le întorci, da, aia e ok, aia chiar mi se pare foarte interesant. Așa.
Uite, îți dă și geamuri fumurii la cea scumpă. Așa. Deși la cea, și la cea de săraci avem bare transversale, dar sunt negre. Așa, la asta la altă avem satinate, cromate. Așa. Tapiseria Prestige, în partea altă zice tapiserie esențial. Jantele de aliaj sunt opționale. Deci design tot ciclade, cum se zice? Da, ciclade, cum ciclade. Că, la fel, și în ciclade, știi că e o bucată de Grecia, deci ciclade. Santorini acolo. Da. A, acolo, deci vezi, ei s-au din ăștia populare de vacanță. Din opțiunile românilor populare de vacanță. Urmează Hugrada, că Hugrada e la mare căutare acum, la Egipt acolo. Aia, așa, și Hurgada. Așa, și ălălaltul, unde să mai duc mă acum? Vezi, mă, când ai canal de travel. Nu mai știu, da, la canalul de travel, le știi, da, acum, ce să mai, da. Bă, tu știi, am pățit eu cu Zlatni Pisaci. Eu când am fost prima oară în Bulgaria, la nisipurile de aer, lasă, dar nu găseam pe GPS. Căuteam nisipurile de aur, nu e, Golden Sands, nu era. Când colo aia trebuie să cauți, Zlatni Pisaci, nu știi, dar nu, na. Așa. Uite, poți să ții tapiserie de piele, este 500 de euro. Băi, cam ciudat că e ieftin. Da, dar de care piele? Asta e. Păi aici revenim la discuția de la Logan. Dacă n-ați văzut discuția cu Logan, nu dați în urmă câteva episoade, vedeți acolo că am discutat despre... Asta s-ar putea să fie să nu fie piele. Vrei să zic, mi se pare prea ieftin pentru a fi o tapiserie de piele. Pentru că eu știu cât este metru pătrat de piele și nu are nicio legătură. Nu. Adică, nu vreau să... Cineva de la Dacia... Uite, tată, piele! da, exact! Asta e șorici! Exact! Dar... Păi știi cum vezi dacă e piele? Te duci în reprezentanță, bași cuțitul în scaun, vezi dacă e mușeama sau nu. Cineva de la Dacia, dacă să nu fim așa... Îi rugăm să ne contacte sau să ne trimite un mail. Uite, domne, este piele, uite, aici aveți piele, sunteți voi, mă rog. Nu, da, adică normal trebuie să spun. Dacă chiar piele. E piele, probabil au ei vreo asta am discutat, cu prețul. Asta am adică discutat, să o numească, exact. Păi, de exemplu, la adevărat, alte spune, cutare, piele, tip sintetic. Păi asta zic, ne spunând aici, da. Înțelegi că e piele. Ne spunând nimic, zic piele neagră, înțelegi că e piele neagră. Alții o mai dau la întâlnire, da. Red, cu tot felul de male astea. Da, piele ecologică. Exact, piele ecologică, dar e zice piele neagră. Leber. O fi piele neagră, dar dacă este la 500 de euro, eu vă zic că e ofertă, luați-vă. Da, măcar o vinzi după aia la metru. Eu vinzi lui Cosmin, vă cumpără Cosmin, face portofele din ea. Exact. S-ar vinde, ce bine s-ar vinde portofele din piele de dastă. Multimedia. Hai să vedem la multimedia. Îți dă un MP3 cu satelit. Cu satelit de comandă. Adică are comenzi pe volan. Okay. Dar din ăla în spate, că de aici e satelit și n-are pe volan, are în spatele volanului. Ok, USB și Bluetooth mi se pare destul. Adică nu e obligatoriu să ai ăștia. Harta României, vezi? Pachet hărți. Pachet hărți, cât costă? 180 de euro. Costă cu toată Europa. 100. Așa. Cameră multiview. Camera multiview, presupun că e de spate. Față, ceva. Cine? Are o avea și de față? Mă, ce vedem multiview înainte? Mai multe vedem după aia în asta, cum o cheamă. Nu e cu păsărica. Așa? Nu e că doar nu fi Sangyong. Pe asta nu poți știu. De conducere. Așa, la cea ieftină avem limitatură de viteză. Uite, la cea scumpă volan îmbrăcat în piele. La fel, nu ne spune ce fel de piele. Doamne, știu să fie piele. Asistență la parcare cu spatele înseamnă senzor de parcare, presupun, nu asistență la parcare cu spatele. Da, și probabil linii de alea pe ecran. Păi dacă ții camera. Sau zici că, cred că sigur vine pachet cu camera. Și poți să ții opțional multiview. Mă rog, vedem după aia. Așa? Siguranță. Și la și siguranță... Hill Start Assist bună la că e antiprost. O, la ce ieftin! Uite, bă, are asistență la pornire rampă la ce ieftin. Foarte bine. Foarte bine. Așa, proiectoare de ceață. Uite, se pot pune și pe varianta ieftină. Regulator. Bă, adevărul e că e mai bine echipată varianta ieftină. Și uite, are și HDC-ul ăla, scut de la, ține frâna la... Păi eu ce spus să-i, pe cea ieftină? Uite, de nu, că ăsta e ăla, că să plece în pantă, ăsta e să coboare la vale. H-Hill Descent. A, are și cădere în pantă. Da. La scumpă, mă. La scumpă te ajută și să cobori. Ok. Așa? Și asistență video, uite. Îți arată când ai bușit. Așa, avertizor pentru un mort, opțiune la ăsta. Nu, eu nu mi-aș lua, dar mă rog. Așa? Da. Și acum o să dăm descarc cu o broșură, să vedem broșura de 28 de pagini, de o văzui eu. După aia o descărcași.
Eu o descărcai și în prima e o parte din ea. Da, uite că în broșură e farul vechi. Păi ce să zic că ăsta e Dusterul vechi? Eu n-am văzut Duster-ul nou încă pe site. Mașina așa. Lui sau ce e acolo? Hai să, da, hai să vedem cum putem să dăm ăsta puțin mai încolo, așa? Nu. Mă, dai cu... dai cu... gogoloiul ăla. Lasă gogoloiul, dar eu ziceam să-l dăm puțin mai... Nu știi că am încercat. A. Și asta nu putem să o dăm la o parte de aici? Nu putem. Păi na, am încercat. Nu putem, asta e. Pe hai. Plus dăm mai... Da, după aia, când vrem să citim. A, așa. Pofta de aventură. Puneți pofta în cui, ceva de genul ăsta. Așa, niște... ăștia. Da, asta nu... Eu oricum nu vă citesc până acolo. Cei care sunt mai aproape de mouse... de marketing. De marketing nu ne ajută. Așa? Astea sunt vrăjele lor, ce să stăm să le... Cum era aia la Decathlon? La băușoare pentru începători. Așa era. Așa era draft la medalia de mult. Băi, ia gata că nu suntem la, în clasa 4. Hai. Suntem noi profesioniști. Păi așa scria raft acolo. Avem staff tehnic. Era o set ăla de 70 de lei de snorkel. Da. Așa. Uite, vezi, niciun drum nu e dificil pentru Duster, decât cel la service. Hai, mă, hai să configurăm. Uite, mă, cameră multiview. Aha, ia să vedem ce e. Fii atent, mă, că are pe oglinși. Are de lea cu păsărica? Pe oglinși. Și uite, are și la vale ia, și la deal. Citește-ne și tu acolo ce scrie. Păi zice, mă rog, nu o zic așa, ca la marketing. Da, nu, ideea e că are camere în oglinzi, față și spate. Deci are multiview de la 360 de grade și ți arată și... de lui Ideal și Vale Vale. Păi stai, care are? Prestigiu? Da, da, e opțional, mă, e opțional. La prestigiu ăsta. Da. Deci, fișa. Da, în fișe găsiți doar aia mai scumpă. Păi normal, că nu ia soare de pe aia urâtă. Și barele sunt alea standard, trebuie să adaugi, nu-i ca la Sandero. Iubește nu, și orașul. Iubește și orașul, vezi? Iubește orașul. Da. Da, și frumoase jantele astea. Da, interiorul... Sunt alea Maldive. Ăsta... da, ăsta e al vechi. Ăsta e ăla... interiorul vechi. Volan de Audi, confort și siguranță, senzori de umor, uite, cartela. Aia, cartela de demaraj. Cartela, da. Ia, vezi, zice ceva cu demarajul. Ia, nimic nu stă în calea lui. Nu zice. Aprinderea, nu. Nu zice, ok. Fără cheie, spune. Așa. Spațiu de stocare, uite, sunt găuri de stocare, se rabatează banchetele. Da, alea sunt chiar bune. Mă, să nu fie, asta e mă puțin. Asta e ca reclamele... Asta e ce încape în Duster. Da, da. Trebuia să pună verze. Ăla, nu. Păi da. E ca reclamele de la portofele, că așa se dau toți banii într-o parte ce e în portofel și să arate cât de multe lucruri intră. Dar mi se par puține că intră aici. Nu știu dacă îi avantajează poza asta. Da, sunt împrăștiate, da, împrăștiate arată impresionant. L-a văzut deja cât poate să carești. Păi da, dar uite diferența între broșură și între targetul Dacia și în realitatea din... lungulețul din Bovița. Adică una e broșura, uite nenea ăla hipster, îl văd hipster, vezi? Cu cămășuță, adidași, cu cămășuță, cu bluși, cu de-astea, înțelegi? Se duce cu cortul. De-asta capitalist, de sociomarx. Cum se numesc ăștia? Sociomarxiști. Nu știu. Nu pricep. E glumă, glumițe, da? Glumițe? Da. Nu jurați? Glumițe. Hashtag glumițe. Da, ce mai are pe aici? Stai că trebuie să ies din schemă. Niște banane. Un coș cu banane aici. A, bă, nu știi niciodată când îți trebuie. Nu, au potasiu. E clar că broșura nu are legătură cu targetul în România. În alte țări chiar o fi targetul. Aia, da, face ăștia pe aici. Da, așa? Ia mai... Oricum, așa. Cu reclamele noi, mie mi se pare că s-au poziționat pe segmentul tineri foarte mult. Cu nou logo și... că de-așa aici aveți cu vânotul, cu astea, e clar. Adică e clar, nu, că... e clar că și-au schimbat și prețurile, că... na, o... ies din segmentul ăla de moș cu bască și bretele. Asta, adică ăla din e, mai din sunt... experiența mea de condus în trafic, Solența, moș de ăla cu curea peste buric, doagă mare din aia cu bretele și bască, bretele. Ăla asta jură și cel mai bretele. Rău. Deci dacă a intrat în gura lui ăla în vreo dispută curea în bretele. Trafic, are pe modul Vadim, ăla jumătate de oră nu repetă. Vreo insultă. Dacă ar avea și delea în picioare, cum se numește? Și-am pus eu pe Instagram, stai așa. Stai că am pus pe Instagram. Are cineva cunoscut. Da, și cămăși tip față de masă comunistă. Stai că chiar am pus pe Instagram. Am zis, dacă îmi iau niște de-astea, ori crește vizualizările. Păi putem încerca, că Cezar deja are. Nu, n-am deja. Nu cum ghis, n-am. Merdenele de-astea. White sensation din astea. White sensation.
Păi nu, de fapt mi-am făcut datoria până acum, că am filmat zafira aia cu portul da. Corespunzător. Hai să configurăm cel mai scump Duster, că am așa o emoție. Da, ajunge la 25 de dolari. Da, eu vreau să ne uităm aici că le-am și scoase la imprimantă, dar nu văd nimic ca folositor, adică nu am ce să spun. Ronaldo. A, să dăm la o parte, da, Agua, da. Băi, nu e, deci noi avem Agua, deci nu e. Asta e, dar ți-ai comandat-o tu, nu? Păi da. State, nu? Aia. Așa. Și la cel scump, da, nu ne interesează. Aici iar avem echipamente și opțiuni. A, ne spune care cum le are, dar nu avem ce să, așa. A, la specificații aici ar fi interesant. Date tehnice, hai să dăm până la date tehnice. Uite, culori, jante, na, ce jante, ce culori, accesorii config. Scumpe, nu ne băgăm. Uite aici, nu echipamente și opțiuni, mai jos date din ce aici. Da, dă-i puțin pe plus ca să fie mai mari pe televizor, să vadă și oamenii mai bine. Uh-huh. E ok și acum. Și nu vă mai luați de unde o sumă, pe ăsta mi-l permit. Da. Să lămurim. Atâta Windows atâta avem. Se poate. Atâta avem, n-avem ce să facem. Așa. Deci, zisărăm că ne uităm la varianta DCI 109-4WD. Da? DCI de daia. Și avem așa, motor de 1.5. DCI care? E, nu, 109, în dar parcă avem 8, mai mulți ca în 8 supape. Da, care 8 ăsta, K9K1. Așa, motorină, Euro 6, 4x4, 109 cai la 4000, cuplu 260 de la 1700. Uite la cu EDC are cu 250. Păi îți dai seama că trebuie să reducă puțin, că pofnesc power shift-ul, pe da. Așa. Uite, vezi, deci la cutie automată... Și sigur să zică cineva power shift-ul de la Ford, e aceeași cutie, că e trag cu cutie, loc. Cutie automată EDC, deci nu scrie ambreiaje, neambreiaje, nu scrie. Îți dai seama că nu. Așa. Viteză maximă nu contează, că nu știa nimeni Duster să meargă repede cu el. Timp 0, 112,4, da, iar nu contează, că nu știa nimeni Duster să meargă repede. Ci că 1000 de metri cu plecare de pe loc. Câte secunde? Asta nu știu. Ce naiba, suntem quarter mile cu aia, cu Vin Diesel, să ne ridicăm pe două roți, nu ne interesează. Vin Diesel, Vin Mascați. Da. Așa, consum. Mai, asta zice păcate, așa, oricum, în oraș, 5. În oraș 4,8. Eu nu cred. Bă, zici că mergi cu Duster 4x4 cu 4,8 în oraș? Între două semafoare la vale, nu știu. Mă rog, consumă puțin, dar știi cum e asta de carte. Da, eu nu cred, mă rog. Fragil de mine. Așa? Ne zice lumea în comentarii. Și 4,7. Aveți Duster. Mai ales că ăsta e mai, mă rog, în oraș nu cred că se simte, dar în afară sigur consumă mai mult ca un Clio. Dacă se aude ceva pe fundal, este aerotermă. Da, este ventilatorul meu tip Scotty Kilmer. Că mi-am cumpărat și eu să am, când lucrez la mașină, să am un ventilator, că nu mai pot. Mai mișcă de mouse. Așa. Că se okay. Dimuiește. Așa. Ce mai e pe aici folositor? Mod eco nu mă interesează. Tip direcție asistată electric. Bă, haideți să spunem așa, că degeaba, că acum le prestăm. Ce cutie de viteză ați alege voi? Haide. Bă, manuală. Ce eu Vlad, tu? Pe tu genul manuală, ăsta de mașină. Cred că aș merge, că mă gândesc că la genul ăsta de mașină... Să faci mai mult exterior? Da, văzuși că nu-ți dă 4x4 pe DC. Păi da, că nu încape toate alea pe acolo, nu încap. Dă-i seama că e limitare. Ideea e că cutia aia, cât, dacă vrei să ții mașina 5 ani, nu-i problemă, dar dacă vrei să o ții mai mult, e posibil să trebuiască să îți asumi niște costuri la aia, nu stricăciune, dar costă mai mult să schimbi uleiul și toate cele. Ambreiajele sunt vreo 1000 de euro, în cazul în care pică. N-au avut ele cine știe ce probleme, dar am înțeles că... La un număr de ore cer o revizie, pe la 60.000 de kilometri. Eu am făcut azi noapte revizie la Ford PowerShift de pe Volvo ăla de la filmat recent pe canal. Da. Și a durat puțin mai mult decât m-aș fi așteptat, dar n-a fost scumpă, ne-am încadrat sub 500 de lei, cred, cu filtru plus ulei. Așa, da, și... plus că aia are ulei de penioane, nu, nu da, e... Da, el teoretic e 75W, dar exact, nu scrie pe el că e, domne, de DSG, am luat Febi, știi? Uh-huh. Made in Germany, special pentru Volvo, Ford, na. Așa?
Și a durat puțin mai mult decât ne-am fi așteptat, dar chiar s-a cunoscut. Merge mașina mult mai bine acum, că avea așa o mică tremurare în parcare. I-am făcut și adaptare din aia. Nu a fost murdar. Nu a fost murdar, mă așteptam să fie mai murdar. Ce a fost foarte interesant... Păi dacă la nare e comun cu ăla de ambreiaje. Nu, ambreiajele nu au treabă, sunt uscate ambreiajele. La alea sunt uscate, da. Dar ce m-a intrigat, sau cum să zic, că toate cele patru bușoane, toate cele patru bușoane erau strânse exact la fel. Deci e clar că cine le-a strâns înainte, le-a strâns cu dinamometrică. Deci da. chiar mi-a plăcut. Bine, omul e primul proprietar în România, știi, se vede că a fost servisată mașina cum trebuie, da, deci contează. Nu s-au jucat. Așa? Da, ce vreau să mai zic cu masele. Deci, zice așa, masă maximă autorizată, masă proprie 1387, pune și noi 1400. Deci masă proprie 1400, masă maximă 1900. Deci ai 500 de kg masă de încărcare. Da. Practic 4 inși serioși, 400 de kg și niște bagaj, o roată de rezervă. Na, da. O chestie. Așa, e cât de cât acceptabil. Așa, masă... Așa. Sarcină utilă cu șofer. 500 de chile. Trage și ceva. Cu sistem de frânare 1500. Realmente vezi, trag băieții cu 3 osi și cu... Da. Așa. Oh, fii atent. Masă maximă încărcare pe plafon, 75 de kg. Deci, cine vrei să pui varză sau ce zici că mai pui pe plafon, să te încadrezi în 75 de kg. Cum era oia? S-au dus în... Era o mit de ăsta urban, nu știu dacă e poveste reală. Că s-au dus unii la bunica în Italia, nu știu unde stătea, și a murit bunica cât erau acolo. Și au luat-o și pe ea. Au luat-o pe, aia, pe cutie, pe plafon. Și în Slovenia, când erau la o cafea, le-a furat cutie. Și s-au gândit... Ei s-au gândit că, bă, cum facem? Că noi o mai descurcăm cu trei saci de ciment, cu coșugul închis cu alea, dar ăia, când or fi deschis cutia... Era un pic de emoție. Da. Ce putem să mai vedem pe următoarea foaie? Stai să dăm și mai jos. Așa, aici. Putem să vedem dacă dăm mai la dreapta. Ia că-s curios la greutate, dacă dă, dar nu cred că dă. Așa. Diferența între... Nu, eu ziceam că, uite, se vede că sistemul de 4x4 mănâncă din spațiul de portbagaj. Deci zice că... Păi dacă intră... Să vadă... Ce să fac? Îl băstrești acolo să vadă oamenii ca să nu... Ok, stai că nu... Problema e că nu văd nici eu, dar na, bine, eu citesc de pe foi. Uh-huh. Așa. Deci zice că cu roată de rezervă, dacă vrei cu doar cu tracțiune față ai 480 de litri, cu tracțiune 4x4 ai 400 de litri. Deci îți mănâncă vreo 60 și ceva de litri, îți mănâncă sistemul de 4x4 din portbagaj. Că eu asta v-am tot spus. Deci vedeți că toate opțiunile astea pe care le configurați mănâncă din ceva. Adică greutate, ori mănâncă din spațiu, ori din greutate, ori din consum. Na. Zice vreo masă la 4, eram curios cât de greu e sistemul ăla. Nu știu. Cred că are până în 100 de kg. Lățime, lățime, unghiuri, înălțime. Stai un pic să vedem. Da, fii atent că din ce văd eu aici, cea cu 4x4, cea cu 4x4 este mai scundă decât cea cu 2x4. Sau zici că e mai grea să lasă suspensia. O vezi? Asta, da. Că zice înălțime cu tot cu bare pe acoperiș, la 2WD zice 1,687, la cealaltă 1,678. Deci e diferență de 9 mm între ele. Nu, eu zic că e lăsată din greutate, nu e altceva. Nu cred că are alte arcuri sau așa. Așa. Gardă la sur, rază, genunchi pe rândul spate. A, uite mă, vezi? Că te apucă să iei tu să faci cu ruleta. Da, da, da. Vezi cât, cât ai la genunchi. În spate. Așa. Aici lățimea în dreptul coatelor, în față și în spate. Trebuie să fim foarte atenți când citim, să nu nimerim altceva. Unghiuri de atac și degajare ne pricepem noi la 4x4. Cam atât. Uite mă, masă maximă, tu zici că să vezi aici diferența la maxim, la masă de la 4x4 la fără. Da, păi uite avem aici, dacă vrem, DCI 109 cu 2x4 are 1341 și cea cu 4x4 are 1387. Deci partea de 4x4 are 45 de kg. Da. Ok, 45 de kg merge.
nu are nimic călecar după tine. Și garantat, e un 4x4 care merge majoritar în doar față și intră spatele numai când ai nevoie. E cu deci nu, nu cred să consumă în plus. Da, așa. Poze de astea cu Islanda pe aici acum. Da, păi acolo au fost, au făcut test drive-urile, că nu aveau în România drumuri nasoale pentru Duster să-l probeze. Dacă l-au făcut în, undeva pe aici, nu știu. Da, în Maroc și în Islanda. Dar tremurate, na. Cam așa, păi așa trebuie ca să nu se vadă luftul la aripă și... Așa? Da, păi hai să intrăm la configurator să vedem ce se întâmplă. Așa. Băi, această piele se numește șpalt. Șpalt? Da. Șorici. Da. Da, jos, 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 configurează. Dreapta. Pe sărac sau dreapta? Pe... Nu, pe bogați. Pe bogați, pe bogați. Deci și lui Vlad îi trebuie încă o facultate pentru acest site? Încă vreau pe prima pagină. Uite, poți să-l și mișc. Da, bă, și în interior putem face asta. Și uite, putem mări. Fii atent. Cât de șmecherie. Nu știați asta? Altă treabă. Și, și interiorul putem face. Da, e drăguț. E, e drăguță, ce să mai, nu, nimic de comentat la partea... Poți să-l mângâi, așa, uite, vezi. Da, să pui mânuța pe el. Așa? Așa, ia să vedem. Blanc, roșie. Ia și tu o culoare să nu fie albă. Da, asta e cea mai frumoasă și cea mai întâlnită. Ruj, asta e. Fusion. Ruj, numai aia, portocalia, mi se asta? Pare mie că e varianta de... Opțiunea lui Duster. Asta? Asta. Asta, asta. Asta e cea asta, mai... Da. Da, e căcuță de bebe, nu? Așa. Mai departe. Jante. Nu, nu, interior. Și jante. Hai mă să păi vedem și că... interior. Jante. Păi dă-i jante. Păi dă-i și la jante. Păi stai că e pe rând aici, da. Păi da. Jante. Așa. Gratuit. Sunt de aliaj. Uite, minus 100, e mișto asta, că poți să economisezi niște bani. Ah, ok. Dar aia le lăsăm pe ăsta. E foarte bine, dă-i înainte. Nu facem pe, pe ieftinară, facem să ne fie, să fim mulțumiți aici. Păi de asta nu e mouse-ul la mine. Ia să vedem. A, da, 500 de euro. Asta e aia, e pielea, nu? Ia, du-te. Ia, dă-i mai sus. Dă-i mai sus, că se învăță ceva. Imagine cu titlul pre. Prețul accesorului este unul maxim recomandat. Hai să vedem. Uite că se mișcă, ce drăguț. Aha, uite, poți să... Așa și poți să mișde. Ia, uite-te la piele. Sims. Nu se înțelege nimic. Chiar că parcă e din The Sims. Adevărat. Dar n-are... n-are... Ia vezi, n-are trei centuri. Ăla e două centuri și a treia centură unde e? Păi, a, una uite, e dublă. Una, două e dublă. A, da. Una e dublă, ok. Tot cred că o tași... Și are cotieră de aia pe scaun, deci n-are central. Da, e cam... La, la Logan poți să pui. Probabil la nou Duster o să poți să pui. E mișto care bordul ăsta roti spre șofer. Și ăsta e ăla, sateliții lui Pluto. Da, 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 satelitul de la... Saturn. Dacia Saturn, cum era ăla? Da. O... Inel de la... Dacia Saturn. Arată drăguț. Da. Și în sfârșit au scăpat de multele butoane de pilot automat, cum era pe Renault. Arunca pilotul automat în toată mașina, aveai pe consolă un buton, unul da, aici, pe unul între pe volan. Da. Unul, da. Parcă erau prea multe, de-aia zic, da. Ok, deci am da, plusat aici. Pasul următor ăsta, mai nu? Da, mai departe. Te simți în bani, Vlade. Da, bă, când îți iei odată, ți iei unde asta. Odată ți iei odată, da, uite, două card și... de acces, ai și pe ăsta. Hai, cheie de acces, nu? Ca la Ivor cu... Ia, zice, anulează, a, nu. Păi stai, mă, ce se întâmplă aici? Te scoate dintr-un pachet. Nu, dar te scoate știi? Din pachet, mă, nu vezi? Ăla, ambreiaj, demaraj, ăla. Vezi? S-o scoate păi pe aia. Zice că să adaugi 200 și confirmăm, nu? Da. Avertizor mort. Ai și pe ăsta, că este interesant. Ai și pe ăsta ca sisteme, că și asta chiar contează. Confirmă. Pachet hărți și pe ăsta. Nu vrem pachet de hărți. La... Zici tu că e bun ăla, cărțile bune pe ăsta, n-are, dar chiar de alea n-are Android Auto și... Deci ca să-ți dai seama să cât de zgârcit este Cezar, nici măcar într-o configurare ipotetică. Păi bă, stai puțin că nu pot să trăiesc așa. Bă, mă apuc să dau banii pe prostii. Ce cameră mult? Cameră mult, ideea aia merge. Hai că aia poți să te dai șmecheri la prieteni. Deci asta uite, bă, e multi-view, da? Da, da, da. Adică selectezi tu cu mânuța unghiul. Așa. A, uite că sunt echipament, așa, mai, merge și mai jos. A, ăștia sunt standardele, da? Da. Dă-i mai jos. Păi... A, nu, că uite, ălea pe aici îți arată și poze. Deci dacă da, dacă dai la I, îți arată ce e. Vezi dacă vezi cu aia, cu... Asistența uite, AFU.
Ce face? Adică dacă turismul din față încetinește sau cum? Regulator de viteză. Da, e de ăla de îți frânează automat dacă e... Ține distanța după mașina din față, nu? Îți frânează dacă nu faci tu. Chestia asta da destul de brusc. Uh-huh. E asistență video la... Și astea, garare. Aha. Cum era în manualele vechi. Da, e drăguț că vezi, îți explică. Da, că unii întreabă, nu știu, domnule, ce e limitator, exact. Ce e... Da. Și sunt diferite acronime, aici nu ai de unde să știi ce... Da, la proiectoare de ceață, alea astea care se aprind numai când e ceață. Da, uite, ți arată proiectul. Da, e mișto că vezi și detalii. Nu știu care e proiectul. E comod. Ce înseamnă asta? Ah, un buton. Un buton. Da. Eu cred că e start stop de fapt. Sau da, zici o altă hartă a motor de mai reduce puțin putere. Leșinat. Intrăm aici. Stai că aici devine... Știi ceva? Dă-i de sus dicolo, vezi că scrie undeva toate, e bifat toate. O vezi? E bifat toate. Scoate toate, pune pe prima. Și asta, le facem pe rând. Păi asta zic, hai le facem pe rând, că altfel na. Asta este o cameră pe care ți-o punem parbriz. Deci asta nu are rost. Poți să o cumperi alta. Nu e bună. Următoare. Da, păi, deci nu facem, nu le configurăm doar de dragul de a scate cel mai... A, uite mă, bări. Bă. Da, și tule. Uite, bări. Da, am înțeles la Iulian că sunt cam... Ăsta e deschis. Bă, deci un set de... Îndoielnice astea de la... Un tule de ăsta bun, așa, e cam 100 de euro nou. Păi și atât tăie și aici. Barele astea. Asta zic că tăie și aici. 600 de lei, 150 de euro. Deci cam de acolo. 6 perechi, ăsta e de alea ca să-ți intre snowboard și... Și schiuri, da. Adică eu știu din experiență că dacă zici îmi iau de alea mai mici, o să-ți trebuiască de alea mai mari. Da, clientul de asta nu e cu snowboard. Nu, nu e bine, da. E mai bine. Ia vezi, aia din cameră față. Cameră față e bună, pune o cameră. Bare... Nu știu ce să zic dacă și-ar lua cineva. Și schiuri. Găsești oricum aftermarket tot tule originale mai ieftine. Sunt ăștia porbagajeauto.ro sau nu știu cum ai bale. Bun, hai să nu luăm că un om normal da, adică eu, de exemplu, pentru Honda am găsit Cruz care e fix gen tule și au fost 400 de lei. Da, 180 de grade, ce vrea să spună? Eu. Că cred că e un unghi larg de ăla, dar de ce n-a pus-o acolo la... Adaugă, e bună, da. E de siguranță. Și? Integrat în cutia neagră. Ce înseamnă cutia neagră? Asta se traducere din aia. Pare traducere de... Senzor de ce? Pene arabiata, Arabian Feathers. A, senzor de ploaie și lumini. Bă, dă-o încolo, e duși pe asta. Da, integrat-o, nu știu cum. Uite cum zice, integrat în cutia neagră video. Fără senzor de ploaie și luminozitate. A, fără... Nu, mă, asta cred că poți să o pui numai dacă n-ai senzor de ploaie, că probabil acolo vine senzorul, unde e pusă cutia aia alarmă neagră. Iară. Nu știu dacă și-a cineva... Bă, alarmă trebuie să ții. Da, bine. Cum să nu luăm? Trebuie să ții, că trebuie cineva? Să facă noaptea. Păi, da. Sare pisica pe mașină să scoală tot blocul. Nu. Ăsta iară, lanțurile astea nu. Nu. Păi nu, dar eu ce am zis? Bă, unde e accesoriul de se poate monta... De sau se aici, uite, ăsta e un docker, cineva ăsta. E altă Dacia, nu e de asta. Mă rog, da, e suportul de biciclete. Da, eu asta am zis că la piesele care se pot de ți le dă într-o plasă să ți le montezi tu, n-ar rău să le luăm de aici, că sigur sunt mai ieftine în altă parte. Uite, scaun copilizofix, cine are copilare deja? Păi are deja scaun, nu ții scaun de Dacia cu 250 de euro. Și cutie de asta era, poți să închiriezi, adică dacă nu mergi săptămânal, nu. Altă cutie, alt suport, alt scaun. Alea ce sunt, cârje? Iar cine are biciclete, cred că și camia din astea. Da, da, există și probabil variante. Da, uite că îi bagă tot felul de alte mașini. Asta e Arcana, asta e un Megane Break, cred. Da, probabil euro, n-au avut ce, poze cu de-asta. Da, nu e bine, dă-i sus la altele, la alte opțiuni. E, mai jos puțin. Acolo, exterior. Pachet, nu știu ce, de uși. Iar, nu știu cine își lua de astea. Așa? Asta trebuie să-l vezi pe viu, ca să-ți placă astea din aia. Iveco Daily cu prelată. Cum aș spun? Piele de aia de moște. Așa? A, e antipietre, mă, din ăla, sau deflector de gândaci. Ia, sau... Da, e cozoroc de ăla cu Votați Petre Roman. Apasă și tu, Vlad, păi acolo. Să vedem, hai să vedem ce e. Ceva, să vedem, păi, da. Are de la Votați Petre deflector Roman. De vânt din ăla. Stați-mă puțin. Mă, doar chestia asta da. Aici. Deflectorul ăla de vânt. Mă, nu. Ăia, deci 350 de euro. E scump. Nu ne luăm. Mai departe, dă-i mai jos. Asta este pentru pietricele, nu?
Da, pentru petrecere, pentru gândaci. Da, există... astea sunt bandouri, chestii, da. Nu știu, eu n-aș da 10 căutați milioane. Căutați la băieți, există fonduri de protecție. 15 milioane. 300 de euro e 15 milioane. Da, nu, cu 300 de euro îmbrăcați toată capota în folie de protecție și de asta, cum zice ea? Nici nu se vede urât așa. Bulbard. Bă, unii vor, unii nu vor, oamenii da, normal nu vor. Da, eu nu știu vor. Cine, exact. Știu, da. Deflectoare de aer față, asta cine ai văzut. A, de alea, de bătrân Dacia, da. De fumăcios din ăla. Și că da, sunt 58 de euro, pune-le. Pentru cine fumează, dar uite, 58 de euro merge. Că ajută la vânt acolo, poți să mergi cu... Dar îmi place că, zice, e sigur că vreți, da? Deflectoare aer spate. Nu, da, spate nu mai pune. Că e numai cu... Da, nici eu n-aș pune în spate, că oricum copilul nu deschide geamul. Așa, protecție... Eleron, nici ăsta nu mai lua. A, uite din aia de rechin. Da, aia de uite. Navigație șeptar. Da, vezi? Antenă. Asta, antenă de șeptar. Bă, hai să luăm pe aia. Uite, tipsul clar. Pun o, mă, pentru 60 de euro e și păcat. Bun. Stăm cu ăla sus, cu dita mai. Așa? Ălea cromate nu ne interesează. Finisor? Tai pe rau la Carrefour, de alea tai pe. Bă, adevărat, bă, nu vă permiteți. Păi asta zic, nu vă permiteți și voi un nenea care știe... franceză, că persoana din franceză sunt bicicletă, da. Sunt traduse. Un dupule avec tout. Sans mon eu. Păi cam astea ar fi, nu? A, nu, că mai sunt în sus. Asta e că mai sunt, da. Da, următoare. Exterior. Alt exterior? Că e de două ori exterior. Deci, nu ar fi intrat, cine știe. Dă-i mai departe. Gripe, fond. Căpăcel. Căpăcel negru. A, bă, că la 8 euro n-ai mai... Aia o să pune. Nu, ne permitem 8 euro. Exact. Interior. Cotieră față. Bă, asta uite, pare mișto că e cotieră mai înaltă. Poți să-i cotieră? Poți să-i cotieră. E cotieră de... A, nu mă, e din aia de săpune din supermarket, mă. Și are și mă. Încărcăcios. A, bă, ăsta-i tare. Hai că asta e bun. Bine, da. 224 de euro creșion. Ca oricum, încărcăcioasele, oarele toate sunt așa. O luăm. Protecție modulară, asta e de-aia, sigur că preș. Sunt mai ieftin, a, preș, nu e, da. Ăla e preș? Pentru vândut cățeluș la comar. Da. Protecție pentru porbăgaș. Bă, asta e ok, că e cam 200-300 de lei. Atăviță da, de asta aia. Bună. Da, da, merge, 38 de euro merge. E bună, da. Și pachet parasolare, asta ce sunt? Cum mă, pachet? Dar dacă Mickey Mouse de-aia pe geamuri? Da, probabil. Nu, mă, că eu nu... Ușor de montat și demontat. Problema păi e că trebuie că să cadă. Sunt, nu sunt, da, nu, e, ții cu sunt accesorii pe care ți le dai. Uite, coș de cumpărături. Oh. Cui trebuie din ăla cu 50 de euro? Ăla este gratis la profi. Da, ce profi, mă, că sunt astea. Mamă, cum mai Dacia pentru astea? Ciorbe. Ieftinăturile, ieftinături, cum? Alea, Pepco. Pepco. La da. Pepco găsiți. Totul 5 lei, știți. Husesc ca o nefață, cu măsline neapărat de alea de lemn. Adică dacă ți-ai piele, da, mai pui da, și... Da. Nu, de astea nu mergi la noi. Așa? Puse scaune față, banchetă. Bă, pentru borățică în spate, copil, nu știu dacă este, dar pe adevărul că ți-ai piele și o speli. Uite, mă, cutie cezărică de asta. Păi nu, că asta e termoelectrică, asta nu e compresor. A, tu ai frigider? Frigider, nu? Păi și face ăla brrr în spate acolo? Da, face până la minus 18 grade. A, adică poți să o scoți lui de acolo, nu? Da. A, ai ceva acum are ce băgat. Bă, oricum, cine merge la pește sigur are. 4 beri, o sticlă de apă, un energizant. Cine merge la pește sigur are de astea, deci nu e. Toate, cred că nu mai e cazul. Nu, dă-i mai jos. Așa. Continuă sau cum fi, dă-i jos de tot. Pasul următor, uite. Pasul următor sau continuă. Uite acolo. Păi, cred că atât a fost. Uite rezultatul. Uite, 23.000. Codul? Da. 23.700. Scădem 1.500. Plus, probabil, ce mai 300-200 ce mai dat dealerul. Mă gândesc că un 21.000. Deci că vine 21.000. Da, și ne-am luat tot ce vroiam. Adică da. Are integrală. În același bani, probabil, poți să jonglezi cu automată față sau integrală manuală. Uh-huh. Că e cam pe acolo prețul. Diesel. Este foarte bine că avem emisiunea acestea, pentru că data viitoare, când o să luăm la analizat concurenții,
o să încercăm să configurăm da, totul în 4. Adică acum păi eu da, cred hai să încercăm vorba ta, hai să facem la următoarea emisiune, facem un concurent de Duster. Un mini Jeep de ăsta așa. Uite Renegade-ul ăla. Vedem ce iese la următorul, da. Păi bun. Adică mie mi se pare sincer un preț destul de corect, adică având în vedere că ea din start poate să fie cu vreo 3000 mai ieftină dacă nu-ți iei 4x4 și diesel, adică dacă vrei să mergi în oraș și îți place doar mașina ca tale, n-are rost configurația asta. Ți-i da, bordura o sar foarte bine și cu benzina. G100 de la așa sau da, un 3 4 cilindri. Că văzui că îți dă. Da, sau un de la mai puternic în 4 cilindri și poți să iei sub 20.000. Asta clar, adică nu-i 28.000. A, nu. Și am pus ceva pe el. Adică e și full option și cu nu e pus în bajocuri, adică ce este aici nu e pus în... Sunt lucruri care sunt utile, n-am luat, adică au văzut și oamenii, n-am descărcat aiurele. Da, poate ce ar mai fi, uite, de exemplu, ca sugestie pentru site-ul lor, am văzut la mulți alți producători, sau cel puțin în oferta finală, îți trece totalul opționalelor. Preț de bază, total opțional. Știi că așa altfel le vezi, adică când vezi, bă, stai puțin că m-am dus cam 8.000 de euro, cam mult, știi? Deși înțeleg de ce n-ar pune, că poate să spună stai așa, că se răzgândește omul și mai taie din ele de dreapă, știi? Bă, dar uite că îți mai dă și motorul vechi. Bine, noi presupunem că nu-ți mai dă Dusterul ăsta vechi, poate numai ce nu mai avea pe stoc, că am înțeles că a apărut noul Duster. Dar uite că pe Dusterul cel vechi ai injecție multipunct, poți să iei 1.6, injecție secvențială multipunct. Motorul asta, probabil nu, motorul nu vechi. Cred că mai e, da, asta. Păi de asta dar zic, în 16 valve. 1.6 și 16 valve. Și 3 ăla. Da, mai e 1.2, uite, da. 1.2 cu injecție directă, tot 4 pistoane 16 valve. 1.2, 1.2. 125 de cai pe benzină și îți consum 7.1. Da, lasă neducul ăla și vâlete pe ăla. Da. Da. Păi ce facem? O închidem acum și hai să facem în continuare un concurent de-al Dusterului și vedem, da. Ei o să le vadă fix în ordinea asta. Data următoare o să vedeți o mașină 4x4. Similară, da. Încercăm cât mai aproape, să fim și noi cât mai aproape de el. Exact. Și vedem cât dă și, mă rog. Auzi, mă, dar cum alegem noi care-i concurent cu Dusterului? Eu zic, să căutăm după distanță între axe. Știi? Păi că nu-ți poți da seama. Păi nu caută nimeni. Asta că e pe asta se bazează. Că nu știe nimeni la ce categorie sunt. Nu știi că toată lumea știe că Loganul păi e mașină compactă. Nu e mașină compactă. Care? Păi Loganul. Păi asta spun. Că toată lumea spune, da, domne, uite, e compactă. Nu e compactă. În cap 4 bulii mașini, el de ce e compactă? Bă, nu știm sigur, aduceți-ne un Duster, să vedem un Logan, aduceți-ne un Logan de ăsta nou, să vedem cum avem loc în el. Ăla cu și bulibașe ăla, Stănescu Ferdinand, cum era, cu poftim analizele cardieșe. Nu știu. Era unul care asasina limba română. Nu știm la ce te uiți tu, Vlad. Îl știe lumea. Are și el canal de YouTube acum. Da. Intrați în care ceartă jurnaliști. Da? Vezi, bă, ăla, cum ești? Păi zic cum, că ne-am făcut și curioși acum, nu mai pot să... Se numește Bulibașa Stănescu Ferdinand de la Iași, de undeva, Ivești sau nu mai știu de unde deci, are și băiatul lui este Stănescu Gabor, parcă, sau cum îi cheamă pe ăștia. Și e ăla care asasina limba română, că îi lua în un interviu că era arestat fisul și zicea ceva cu cardieșe, cu... Bun. I-a dat în spaimă toate boalele și... Da, îl știți voi, pac. Da, nu are nimic. Devin de la subiect. Păi ce să mai... Până data viitoare, încercăm mai bine. Multă răcoare, da. Multă răcoare. Acum da, multă căldură e acum. Pa, pa. Da, la revedere. Pa.